Bună, eu sunt Andreea. Iar eu sunt Diana. Astăzi vă vom prezenta ghiozdanele noastre. Să începem, mai întâi o să vă arăt cum arată ghiozdanul. Uitați, paietele sunt de culoare holografică, adică nu știu exact dacă este o culoare. La fermoarele s-au urit, dar le-am prins cu această inimioară neagră care se face tot din paiete, care se face în argintiu, și acest puf roz care are un cap de unicorn. Da? Au aici două buzunărele și în partea aceasta și acesta mare. Haideți să începem să vă arătăm ce avem. Eu am acest choker care este negru cu pietricele albe. Așa. Aici avem ghiozdanul meu, care arată cam așa, este roșu. Aici are un puf și se ține și de asta. Aici avem un compartiment mai mic, cam așa. Întâi o să vă arăt de aici, în compartimentul mic. În compartimentul mic este cam așa. Încă câteva lucruri și am câteva hrănițe. Foarte bine arată. Cu Elena din Avalor. Sunt mai multe. 3. Mai avem și această... nu știu cum se spune. Spray. Un fel de spray care are sclipici auriu, care se dă pe corp. Eu mă dau pe gât cu el și după mi-l întind așa și îmi rămâne sclipici. Și îmi place super mult. Este destul de plin pentru că nu prea îl folosesc prea des. Îl folosesc în unele ocazii, când merg undeva și da, genul de asta. Da, acum voi trece la acest compartiment mai mare, care este mai mare, da. Aici am un mini ghiozdănaș așa, cu unicorn. Și este cam așa, nu am nimic în el, dar este încăpător. Eu mai am această gelatină verde care arată cam așa înăuntru. Este super, nu știu, o să simte poasă tare, parcă este apă, dar eu mie îmi place super mult cum arată. Da. Așa. Aici mai am telefonul meu care mi-a pus niște stickere pe el. Mai am un clay care este galben. L-am amestecat cu unul, era un clay galben, unul portocaliu și unul verde și l-am amestecat și mi-a ieșit această culoare. El este destul de tare, îi trebuie pus apă, dar este super moale. Îmi place super mult. Așa, mai am un choker. La fel ca ea, doar că a meu are pietricele negre. Eu iubesc choker. Da. Mai am și această gelatină neagră care tot așa este super cute. Uitați. Bine, se lipește puțin, dar este destul de ok. În ghiozdănaș mai am acest cum să spun, gentuță mai mică, care este din silicon. Și se deschide cam așa și înăuntru am două bile, mingi de fapt. Eu mai am și această cutiuță care este goală, este un fel de pastilă și eu o ador foarte mult. Mai am această chestie care o pui ca să dormi. Da, este cam așa, aici are sclipici. Mai am acest cuțitaș pentru cleiuri. Bine, nu te taie, taie doar cleiurile și gelatinele, slime-urile, celelalte astea. Eu mai am și aceste pixuri, da, care le țin. Mai am niște magneți, uitați, cu ăsta care se prinde magneți între.
și niște chestiuțe mai mici care poți să-ți faci brățări din ele. Despre viață și eu am aici înăuntru. Bine, cam atât a fost pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut acest video. Vreau să dați un mare, mare like, să dați un subscribe și transformați acel buton roșu în gri. Să dați un share ca să-l poată vedea și prietenii voștri. Și ne vedem de la viitoare. Și nu uitați să vă abonați. Da. Bine, pe curând!